Bună, oameni buni, și bine v-am găsit la Fotomania. Am discutat data trecută despre trash de dress, unde să-l facem și la ce să fim atenți. E bine, vă mulțumim pentru faptul că ne urmăriți și feedback-ul a fost foarte bun, am primit destul de multe întrebări, așa că emisiunea de astăzi va fi oarecum în continuare a celei data trecută. Vom discuta de data asta nu despre trash de dress, ci despre unde să facem, unde putem să facem o ședință foto. Și practic, la ce să luăm în calcul în momentul în care căutăm o locație, la ce să fim atenți și cum să facem astfel încât să se potrivească foarte bine cu ceea ce avem noi în minte. Primul lucru pe care trebuie să-l ai în minte în momentul în care te gândești la o locație este lumina. O locație poate să aibă un potențial extraordinar, dar dacă lumina nu este potrivită la ora respectivă, nu are nicio valoare. Și aici am putea să dăm multe exemple. În primul rând, în momentul în care te gândești că ai, să spunem, mâine pe o ședință foto, în momentul în care ești mai experimentat, poți pur și simplu să spui, ok, mergem stânga-dreapta, găsim un loc bun de făcut fotografie, ai încrederea asta în tine. Pentru început, da, când ești mai la început de drumul fotografie, nu este absolut nicio rușine să mergi să faci scouting. De fapt, este chiar și pentru cei mai avansați un lucru foarte bun, să te duci să cauți câteva locuri și să vezi exact, să-ți faci așa niște, un mic plan dinainte. Ei, foarte important următorul lucru, să spunem că te duci, că să știe că este o clădire frumoasă, emblematică, fie că este o locație undeva la exterior. Dacă te duci la ora 1, se pare, sau în fine, la ora 5 după amiază și se pare foarte mișto totul, dar tu vii a doua zi să faci cu tot o altă oră ședința foto, s-ar putea să fie o surpriză foarte neplăcută. De aceea, în momentul când se spune, te duci afară și găsești tu o poiniță, un copac, o clădire sau mai știu eu ce, te gândești, ok, de unde răsare soarele, unde apune, dacă mă întorc mâine la ora 5, cam de unde o să vină lumina, asta în condiții în care ideal ar fi să vii la aceeași oră, dar dacă nu e la aceeași oră, trebuie să te gândești care e parcursul soarelui, pe cer, să iei în calcul lucrurile acestea. Și o să dau un exemplu concret. Acum vreo 2-3 săptămâni, un prieten din Cluj, fotograf, a venit în Constanța, m-a întrebat de niște locații, am dat niște locații undeva pe malul mării și odată îmi spune că el a pus, ne-am gândit să mergem la casino. La casino din Constanța, într-adevăr, o clădire emblematică, din nefericire, sau în fine, toată lumea fotografiază aici, de-aia mă cam feresc de locurile unde fotografiază toată lumea. Ideea era alta, de fapt. Cazinoul din Constanța, prin poziționarea lui, prin faptul că sunt treptele acelea plus niște blocuri imediat în dreptul șoselei, dacă te duci să prinzi acel golden hour, lumina aia frumoasă pe care o caută fotografii, acolo nu ai. Deci acolo, cu o oră și ceva înainte de apusul soarelui, toată faleza intră în umbră. Și atunci n-ai făcut nicio treabă să te duci într-un loc la apus pentru golden hour și să descoperi. A, poți să fotografiezi, expui pentru cer, cu un flash din față, vii, deci poți să-ți faci treaba. Dar nu te duci pentru o lumină fantastică de apus să descoperi că, și am mai spus și în alte dăți, mai sunt locații, plaja din Tuzla aici sau la pescăria lui Matei, care la fel au malul foarte, foarte înalt și ar trebui să știi lucrurile astea înainte. Dacă te duci să mănânci un borș de pește acolo, vai ce frumos e golful, super, mâine seara venim să facem ședință. Și când ajungi seara, a, dar stai puțin că e umbră. Păi e oarecum logic. Gândește-te cum, care e traseul soarelui și cum este lumina în momentul respectiv. Deci lumina face totul. Până la urmă suntem fotografi și noi cu asta sculptăm cu lumină. Importanța luminii în alegerea locației explică oarecum și ceea ce tot spune aici la emisiune. Faptul că e mai ok să faci fotografie, mai ales atunci când pui accentul pe emoții și pe legătura dintre oameni, da? Într-o ședință de cuplu. Să faci fotografie cu un perete în spate și cu o lumină bună, decât să ai o locație super faină, dar lumina să fie proastă. Deci, practic, între lumină și o locație fantasmagorică, lumina câștigă tot timpul. Dar, pe de altă parte, și a fost simpatic, l-am dat ceva un mesaj sau un comentariu care spunea că ok, s-a uitat la emisiunea cu trei adrese, a făcut, dar parcă îi se pare, chiar așa a spus, prea hipsterească atitudinea asta, că, domnule, prea ok, lumină și un perete și atât. Adică noi ne chinuim aici să găsim locații și tu vii și spui cu un perete și atât. Evident, dacă tu ești pe portofoliu, pe site-ul meu, nu e ca și cum vezi numai fotografii cu pereți în spate. Să fii, dar pur și simplu, în condiții în care nu ai de ales, e preferabil să fie lumina bună. Te duci să faci un trash de ales în Paris, un cuplu, să plătești transportul până acolo, să spui, știți, haideți să găsim un perete undeva prin Paris să facem fotografii. Te duci, vrei să faci o clădire iconică, turme Eiffel, locații foarte faine, dar totul este să ai lumină bună. În afară de lumină, un alt lucru foarte important este să te uiți să vezi exact la cromatică, la culoarea, te uiți să cauți elemente din background pe care le poți, pe care poți să jonglezi, să echilibrezi compoziția, că este un copac așa mai fain, că, nu știu, o eoliană sau altă formă de relief.
Și dacă este să vorbim de background și de culoare, sfatul meu este să vă legați tot timpul de ce vă oferă natura în momentul ăla. Primăvara de vreme poți să faci niște fotografii cu grâu acela foarte crud. Deci când este grâu foarte mic, care vede la foarte închis, este foarte fain și poți să faci un contrast și cu o rochie de mireasă, vezi în fotografia asta, să fie foarte ok. După care faci fotografie rapidă, să nu vă lăsați intimidați de faptul că îți fac toate pițipancele și încep fel de ironii. Faptul că își fac ce pițipanca selfie în rapiță e problema ei. Dar rapița îți dă un galben ăla fantastic, foarte compact, așa, prins și un cer senin, albastru și galben și culori complementare, să vedeți foarte bine. Este super ok. Floarea soarelui, la fel, e foarte faină. Grâul poți să-l prinzi și când e mai târziu, când este auriu, așa, și copt. Poți să faci fotografii și când a fost strâns și sunt baloți, e foarte fain, prins un câmp dintre ăsta. Deci legați-vă, să nu uităm de lavandă. Bineînțeles, lavanda are așa parcă ceva aparte prin faptul că este puțin mai, de fapt, mult mai rară în România. Și toată lumea merge în Bulgaria să facă lavandă, deja zici că e faimoasă chestia asta. Mă întreabă mereu, noi facem cam două practici pe an cu școala de fotografie avatar în Bulgaria, una dintre ele în jurul, cam 15 iunie, oricum, undeva la mijlocul iunie, când este lavanda înflorită. Și mereu întreabă la unde? Oameni buni, eu n-am nici problemă să vă ascund locațiilor, dacă vreți să căutați anul acum, că a trecut anul ăsta, dați pe Google Maps lanul de lavandă și undeva la ieșire din Borun, e o localitate, mergi drept în Vama Veche, înspre Balcic și nisipurile de aur și toate stațiunile alea. Și la un moment dat, cum ieși din Borun, pe partea dreaptă, pita mai lanul de lavandă. Acum, încă un lucru important. În momentul în care îți alegi locația, poți să te gândești și la versatilitatea ei, să spun așa. Adică sunt locații, de exemplu, care trebuie să fac mai multe fotografii. Dacă trebuie să faci fotografie la apus, automat poți să-ți dorești să ai și așa un fel de o linie dreaptă cu cerul foarte curat în spate, să vrei să faci siluete. Da, siluetele sunt fotografii faine și poți în cadrul unei ședințe foto să faci două, trei siluete, știți, alea cu mirii mari, mici. Până la urmă, este ca și în video, vrei să ai cadre și cadre mai largi și făcute cu un ultra-wide, vii să prinzi și emoția de aproape dacă vrei să faci așa o ședință mai completă. Și atunci dacă îți găsești o locație care să-ți permită să te joci cu lumina caldă de la Golden Hour, să faci cu flare, să vii cu un flash în spate, să faci fotografii, să faci și siluete, eventual dacă ai o textură foarte faină pe jos sau stuf sau iarbă, să vii să fotografiezi și de deasupra. Da? Deja vorbești de o locație mult mai ofertantă. Pe de altă parte, dacă te gândești să ai un cuplu și știi foarte clar că vrei să faci un set de fotografii și să pui accentul doar pe emoția, să te duci aproape, pe partea asta intimă, atunci nu trebuie să mergi până în Bulgaria să ai o lavandă de nu știu de hectare. Poți să te duci și să găsești, mai simți și la noi, pe la Negru Vod erau niște parcele mai mici, da? Și atunci dacă e cadre strânse, îți asigură background-ul ăla foarte frumos, mov-ul ăla, foarte interesant, dar fără să ai posibilitatea să faci așa o fotografie, doar cu drona, cu lanul, cu dungerea foarte lungă și așa mai departe. Deci când cauți o locație, te gândești și cu ce vei fotografia. Am mai nou, de exemplu, de când am cumpărat dronă, mă uit cu alți ochi, să spun așa, la locații bune pentru fotografia sau filmarea cu drona. Asta e un cadru neînsemnat atunci când poți să fotografiezi cu aparatul, dar de sus să ai o perspectivă foarte interesantă, niște linii, niște umbre și așa mai departe. Deci contează foarte mult. Vrei să tragi cu ultra-wide-ul, cadre multe, automat îți va trebui o locație ofertantă și care să-ți permită un unghi foarte larg. Un alt lucru important, locațiile sunt locații așa mai evidente, sunt foarte frumoase, vede toată lumea, dar sunt locații, trebuie să vă activați cumva ochiul fotografului. Sunt locații care la prima vedere nu au cine știe ce, dar dacă decupați așa bucățele mici din realitate, din ceea ce vedeți acolo, veți descoperi că poți să faci niște fotografii extraordinare. Și credeți-vă pe cuvânt că este foarte fain atunci când te duci cu cineva într-o locație și aici parcă să iei așa puțin și cu un spec. Și după primele două, trei fotografii, tu știi cum vine lumina, cum pică și cât de bine poate să iasă. Și în momentul în care arăți, spune, wow, nu m-am gândit niciodată cum locația asta poate să iasă fotografii atât de bune. Și o altă nebunie este cu locații vis-a-vis de să nu spui. Mai vezi pe asta, domnule, că uite, că s-a luat după mine, s-a dus în aceeași locație. Oameni buni, mi se pare o nebunie chestia asta. De-aia v-am spus, am zis că mai dau exemple de locații, de la clădiri părăsite, la blanuri, de la lavandă. Te întreabă un prieten fotograf, spune-i. Până la urmă mi se pare mult mai challenge-ul, faptul că e provocarea mult mai mare să te duci în aceeași locație în care mai fost 10
și să găsești unghiuri diferite, momente diferite, o altă schemă de lumină, să vii cu ceva nou. Dar cât de ascunsă poate fi o locație încât să o păstrezi pe tine? Hai să fim serioși. Mai bine să-i ajuți și pe ceilalți și tu să încerci să te motivezi să faci ceva în plus. Un aspect important, din nou, atunci când cauți o locație, am spus până acum de lumină, am spus de culoare, de elemente de acolo din background, un aspect iarăși important e prezența, deci cât de, nu cum să zic așa, părăsită, prezența oamenilor, practic. Astfel, locații pot fi foarte faine, dar la fel cum te gândești la ora respectivă cum pică lumina, trebuie să te gândești la ora respectivă cât de multă lume este acolo. Și atunci, asta contează foarte mult legătura pe care ai cu subiectul, pe cel pe care o fotografiezi. Dacă este o fire un pic mai timidă, atunci trebuie să-i spui lucrul ăsta. Ok, mergem în locația respectivă, va fi multă lume, se uită la tine, crezi că o să fie ok? De cele mai multe ori nu este super ok, chiar dacă persoana respectivă poate să fie, da, n-am nicio problemă, nu sunt, o să-i distragă atenția. Dacă vrei să ai o, nu știu, să faci o ședință în care să scoți niște stări așa mai aparte și acolo e foarte multă lume, tot se uită și distrage atenția, o să te deranjeze puțin. Dacă spune din start că este timidă și nu poate să lucreze când se uită, da, poate sunt oameni și la un moment dat mai... Da, asta e, suntem aici unde suntem. Mi s-a întâmplat la un moment dat, eram pe plajă la Năvodare, erau șpini, era și o ședință așa, stil budoar, și erau niște oameni pe șantier unde se construiesc acolo în veselie blocuri și au început să comenteze, vai, ce bine arată și nu știu ce. Să dai seama că nu-ți pică prea bine, noroc că tipa era destul de dezghețată și nu avea probleme de genul ăsta. Deci prezența oamenilor trebuie luată în calcul în funcție de subiectul pe care l-ai. Pe de altă parte, nu înseamnă că dacă sunt oameni acolo, gata, fugim, nu mai facem fotografii. Da, și sunt exemple, vă puteți inspira foarte mult din fotografia de stradă din punctul ăsta de vedere, deși fotografia de stradă e o specie aparte, acolo nu intervii să-i spui cum să stea, dar poți să fii oameni și poți să folosești prezența lor în mod creativ. Nu folosești un timp mai lung de expunere și subiectul tău stă nemișcat și oamenii ceilalți ies durați, adică efectiv încerci să maximizezi șansele care îți sunt oferite în locația respectivă. Și un ultim aspect, dar extrem de important legat de locația, unde faci ședința foto, este o locație trebuie tot timpul să fie subordonată ideii și subiectului pe care îl fotografiezi. Cu alte cuvinte, acum e ceva la tine. A, uite, sunt o fire așa mai rebelă, rocăriță, cu pantaloni de piele, cu geacă, cu ciocei. Nu o să-i spun, a, super, hai să mergem în lavandă sau în rapiță. Să-i arăta, să-i spui, știi ce, n-ai putea să te zbraci de geaca de piele, să iei o ie, să mergem în lavandă. Deci nu, trebuie să găsești o locație mai potrivită, mai darkish. Și, apropo de asta, un alt gen de locații destul de căutate, să spun așa, de fotografi, sunt astea, mai clădiri părăsite, destul de interesante, zone industriale, hale în care pică lumina foarte interesant, gară, cale ferată, locații care conțin așa foarte mult fier sau cadre părăsite goale. Și era un exemplu, că am spus că vă dau niște exemple dintre astea, este o clădire unde am fost și zilele trecute cu practica, spre Corbu, după Petromidia, este un bloc de 4 etaje, tot gol. Și foarte interesant, am făcut și eu, am dat fotografia, acolo are o geometrie foarte faină, pentru că vezi, am multe pătrate dintre alea și poți să-ți iasă și să te joci un pic cu geometria, să iasă ceva destul de interesant. Deci, în portret, dacă vrei să fie totul în regulă, trebuie să se potrivească ținuta, locația, cu posing-ul, deci corpul, cum îl așezi, cu expresia feței, pentru că totul trebuie să fie unitar. Și atunci, vei avea fotografie ok. Deci, dacă ar fi să facem un rezumat, lumina este extrem de importantă, culoarea și în funcție de asta, eventual, poți să sugerezi și anumite îmbrăcăminte, să te joci un pic cu complementare și mai departe. Elementele din background, care poți să creezi un pic de adâncime, poți să creezi tridimensionalitate, efectiv te poate ajuta să mai echilibrezi compoziția, pentru că poate nu toată lumea vrea să fie super minimalistă din punctul ăsta de vedere. Foarte important este să se potrivească cu subiectul și cu ideea pe care o ai și să iei în calcul și prezența oamenilor. Și acum, pe final, doar câteva cuvinte despre partenerii noștri de la albumefotohd.ro. Am spus în emisiunea trecută, vă puteți face cont acolo și să primiți un album de 20x20, câteva colaje gratuit pentru a vă convinge de calitatea printului. Da, mulți v-ați făcut cont, chiar Robert parcă mi-a dat mesaj că a și primit deja albumelul și este foarte încântat, mă bucur, era oarecum logic să fie așa. Și o întâmplare funny cu cei de la albume Foto HD. Acum două zile am fost să ridic un album de nuntă și l-am dat doamna Mary, șefa de acolo, ne să spună, Alin, mi-am luat sau mi-am comandat și cum am spus, ultimul model de Norițu.
Eu mă uit așa la ea, zic, mi-a fost asta, nu știu, fie asta, o mașină, o motocicletă, o haină, prata, să nu întreb, să nu par prost. A văzut că n-am nicio reacție și a spus, ce e la Norițu? Și mi-a arătat în stânga, uite, este un laborator ăsta care printează, face. Noi ceea ce avem acum este ultimul model de piață, în toamnă este un model nou și l-au comandat sau urmea să-l comande. Și la un moment dat m-a luat să-mi arate pe pagina lor de web cum, ce lasere folosesc și cum va fi și ce tehnologie nouă și cât o să fie. Și în momentul ăla am zâmbit și mi-am dat seama că și noi fotografii facem același lucru. În sensul în care de multe ori suntem atât de entuziasmați când ne cumpărăm câte o jucărie nouă și uite ce bokeh și uite ce lumină și așa mai departe, dar în realitate poate mulți facem greșeala când prezentăm clienților să explicăm că ce full frame și ce obiective avem noi. În realitate și într-un caz și în altul, pe client îl interesează produsul final. Pe nu mă interesează că și cred că tu ai super full frame și ai dat nu știu de milioane pe obiective. La fel și ca și atunci când printez, nu mă interesează extraordinar de mult. E bine de știut, dar nu mă interesează foarte mult că a dat, nu știu, 100 și cea de mii de euro pe nu știu ce norițul, de care nu știam ce înseamnă până acum. Mă interesează produsul final. Ori dacă în cazul nostru al fotografilor ne permitem să fim așa mai boemi, așa mai hipster, în sensul în care e adevărat că sunt fotografii care nu sunt imperfecte tehnic, dar care transmit atât de mult și sunt fotografii iconice în istorie, din punctul ăsta de vedere, sunt super, super ok. Ei bine, în print, nu-ți permis să te joci. Oamenii chiar sunt nebuni după tehnologie, așa cum suntem noi cu aparatura, mulți dintre noi, și au satisfacția asta. Am cumpărat, am făcut. Ideea este în felul următor. Dacă eu am făcut o fotografie impecabilă la nivel de sharp, culori, balans de alb, am pretenția ca printul să-mi iasă la fel impecabil. Dar nu pot să spună, știi, Alin, am și cam galben, dar se poartă galben la rost ăsta și lasă că e ok. Deci printul se bazează foarte mult pe tehnologie și trebuie să fie impecabil. Vă puteți în continuare înscrie pe site, să primiți albumele respective și să vă convingeți că lucrurile sunt foarte ok. Cam atât pentru azi. Până data viitoare, lumină bună!